Sunt o grămadă de rădăcini care cred în ideea că omul este neoliberal. Cel care a adunat 10.000 de oameni la Cape Canaveral, la Houston, a adunat 10.000 de copii din întreaga America ca să le demonstreze că ei sunt mai valoroși decât starul de rock. Pentru că era cel mai mare spațiu unde puteau să intre atâtea mașini. Da? Iar când a inventat scaunul care urcă trepte, a văzut un tânăr de 25 de ani și a spus, eu trebuie să-l ridic la înălțimea unui om normal. Nu să pun prizele mai jos sau întrerupătoarele mai jos, ci să-l pun pe el. Și ăsta este un inventator cu adevărat puternic, o minte puternic, care a făcut ceva util. Salonul de înfrumusețare Carmen Style îți oferă o gamă cât mai largă de servicii, astfel încât orice problemă capilară, corporală sau facială să poată fi rezolvată. Ție îți dorește o